Bună dimineața, aici fermierul vostru preferat, împreună cu bestia asta, care trebuie periată, dar nu prea stă, că dacă trag așa de pe el, nu-i place. Uitați în ce hal îi cade. Trebuie să caut o perie mai bună pentru ei la cât părau, pentru că cea mea durează foarte mult, nu? Să nu te prind. Durează foarte mult. Dacă aveți sugestii de perii, am văzut pe net 11.000 de variante. Dacă aveți vreo perie pe care ați folosit-o și dă randament, lăsați și mie în comentarii, vă rog mult. Plouă și nu știu exact ce să facem astăzi. În plan aveam, mergem în grădină să vă arăt. În plan am să curățăm rândurile astea. Gata, s-a oprit. Mă așteptam. Arată norul ăsta, te rog. Mă așteptam să treacă repede. Dar ce am eu aici? Vi se întâmplă când luați prima gură din ceva, crudă, vi se face gura pungă, dar la mine e extrem. Acum a doua bucată, deja nu mai am treabă. Deci cred că asta o să facem, o să iau un trepied. Și ne apucăm să mai luăm... N-a dat așa multă, în fine, n-a dat așa multă la astea, că am mai trecut prin ele. Dar, în schimb, trebuie făcute și alea de acolo. Pământul e perfect, nu e nici prea ud, nu e nici prea uscat. Adică se poate smulge cu tot cu rădăcină, fără să se lipească. Știți că dacă e prea ud, se lipește pământul, în fine, e mai complicat. Și sper să oprească ploaia ca să putem să facem treaba asta. Că în solar nu prea avem ce să facem. Haideți să facem un mic update și la solar. Mă credeți că nu mai am răbdare, aș lua o pasta de aici să o gust. Dar mie că nu-i făcută în totalitate. Uite-o și pe asta de aici. Știu că sunt un pic exagerat, de parcă n-am mai văzut roșii, dar sunt primele roșii de pe anul ăsta. Și... Înțelegeți voi? Pe la roșiile astea nu prea am fost. Astea sunt alt soi, am înțeles că sunt mai gustoase decât cele normale. Alea sunt Rila, dacă nu greșesc. Toată lumea pune Rila și vine alea pentru o producție mult mai zdravănă decât astea. Sincer, uitați-vă producție. Adică sunt mult mai slabe ca producție, ca kilograme, dar am înțeles că sunt mult mai gustoase. Să vedem ce o să iasă din ele. De aici, în partea asta, din câte văd, n-a început la niciuna coacerea. Deci primele o să fie Rila. Și o să iau acum telefonul de la cameraman. Să intrăm un pic la vinete și la ardei, dar o să intru doar eu pentru că e spațiu foarte strâmt și plantele mi să nu se culce. Aici, după cum știți, avem vinetele pe margine, după aia cardei capia, da, și aici, ok, aici cred că pe ăla, de exemplu, cred că deja e de cules. Bun, deci în curând o să avem și ardei. Vinetele formează peste tot, dar sunt micuțe, pe partea cealaltă sunt mai mari, le-ați văzut vlogurile anterioare. Vai, și v-am spus povestea că anul trecut aici afară nu ne-au făcut, le-am pus afară, în fața solarului mare și nu ne-au făcut deloc. Asta e așa ca o paranteză dacă merită sau nu merită să vă faceți solar, să vă luați și să vă puneți solar. V-am spus, am avut, vinetele recunosc că s-au făcut anul trecut afară și s-au făcut foarte bine. Acum 2 ani am avut în ăsta mic, anul trecut am avut doar roșii în ăsta de 40 de metri pătrați, acum 2 ani am pus de toate în el și au făcut vinetele înăuntru. Foarte, o cantitate foarte mare. Acum văd că și aici înăuntru fac foarte bine. Dar și anul trecut au făcut un pic mai slăbuți decât dacă ar fi fost în solar, dar totuși au făcut destul de bine. Dar în schimb la gogoșari, ardei, deci creșteau, să zicem, atâta, începeau coacerea, ajungeau gata de cules, dar nu mai creșteau, deci rămâneau undeva așa. Și nu știu de la ce, cred, din ce mi-am înțeles, fiind căldurile alea foarte mari, neavând plasă de umbrire la ei, i-a afectat și automat nu i-a mai lăsat să mai dezvolte cum trebuia. Haideți să vă duc și la roșia care este cea mai, care știu eu că este cea mai coaptă, pe care, asta eu zic că asta e de luat și de dus acasă, să se bucure mămicuța mea scumpă și dragă de ea. V-am spus, defectul acesta, pentru mine nu e o problemă și pentru mare parte din clienții mei, dacă vreți roșii, fără chestii de genul ăsta, supermarket. Asta o să o iau și o să o duc acasă și o să-i filmez reacția, să vedem ce părere are, e făcută. Uitați-o, e moale, suculentă. Prima roșie, așa mai sunt, mai încep, dar
Vai cât de frumos se vede de aici. Pare că știu ce am făcut anul ăsta. Pare. Mai am de învățat foarte multe. Dar eu zic că e ok pentru al doilea an în care fac agricultură și anul ăsta la un nivel mult mai mare. Eu zic că este destul de acceptabil, să spunem așa. Ce am uitat eu să fac și făceam de obicei la toate roșiile. Ah, că e crăpată deja, trebuie să am grijă cu apa în perioada asta, trebuie să verific solul. De obicei bag un deget în sol și îmi dau seama dacă e sau nu suficient apa. Vă dați seama că nu merg, cum să zic, la o corectitudine 100%, nu știu dacă cum să mă exprim. Normal, am înțeles că oamenii mai care practică chestia asta, agricultura, pun un băț care indică câtă umiditate se află în sol. Eu nu fac așa, bățul meu e ăsta și îmi dau seama, de exemplu, acum e destul de ud, nu-i mai dau drumul. Dacă le dăm la roșii, când încep coacerea, le dăm foarte multă apă, se vor crăpa și vor arăta și mult mai urât, se vor strica și mult mai repede, așa că mare grijă cu apa când începe coacerea. Haideți să vă mai arăt câteva roșii și după aceea discutăm despre o surpriză sau o posibilă colaborare. Vorbim în mare pentru că abia mâine o să vină cineva să discutăm de treaba asta. Astea nu știu dacă sunt rila sau... Ba da, cred că tot rila sunt. Știu că am undeva puse și grase, nu știu cum, sau ceva de genul, sau inimă de bou, nu mai știu să vă zic. Da, uitați-o pe asta cât e asta, mă mir că a început coacerea, ținând cu că e aproape cât palma. Am mai găsit una, pe prima i-am promis că o duc mamei, dar pe a doua pot să o gust și eu. Nu zic că sunt bune, că după aia spuneți că sunt ale mele și de-aia zic așa. Vă aștept cu comenzile, vă livrez și atunci puteți să spuneți dacă sunt sau nu sunt bune. Uitați cât de suculentă e. Acum, dacă au început roșiile să se facă, dacă a început coacerea, cea mai mare problema mea, și o problemă gravă după părerea mea, e că trebuie să am tot timpul brânză. Pe vara mănânc de aia brânză cu roșii, cu ceapă, cu pâine, pentru că de la căldură, ca și la animale, mai ales la câini, nu mai mi-e așa foame și nu pot să mănânc ceva greu, să zic așa. Prefer să mănânc brânză cu roșii, de exemplu, și după aia să dau drumul la treabă. Stați că a venit inspectorul. Bună ziua! Un pic figuranță astăzi. Ca să vă dați seama așa cam cât de mare asta, este palma mea. Nu vedeți că nici nu prea o mai ține, nu știu dacă o să reușească asta să se facă aici, pentru că abia o mai ține planta și mai avem una și mai mare aici. E exact cât palma mea. Astea, dacă nu mă înșel, sunt alea grase, nu știu cum vedeți, că nu mai au forma ca celelalte, dar știu sigur că am mai pus un, în afară de aici la jumate, eu am mai pus undeva din acestea, în partea elaltă, cred. Jumătatea cealaltă, dar nu mai știu exact unde. Bun, am ajuns și la solarul mic, să-i facem un mic update. Va trebui să mă bag zilele următoare. Vedeți că era dat bureana în partea aia, ca să poată să-și facă aerisirea. Au plecat bine, am mai avut pierderi, pentru că în spate aici se află îngrășământul. Și automat a venit și... Au venit coropișnițele astea, că știam că aveam gaură pe aici, pe undeva de la coropișniță, dacă mai găsesc. Uitați pe aici, adică sunt câteva. Aici. Și mi-a luat câteva fire cu ele, dar nu e capăt de lume. Bună, Juni! Pa, Juni! Nu e capăt de lume. Deja văd că trebuie să încep copilirea la unele și zilele acestea, săptămâna asta, trebuie să schimb ăsta neapărat. Trebuie să le dau jos pastele de aici cu grijă și să pun ca lumea, nu ce-am făcut eu aici. Știți povestea de ce am făcut așa, nu mai... Ce vorbești? Uitați copil, copil ce au deja. Da, o să intru zilele astea, o să intru și aici ca să-l pun la punct pe ăsta. Na, nu durează mult să-l aranjez pe acesta. Din câte vedeți că m-a întrebat mai multă lume că de ce nu las pisicile libere seara. A fost Juni liberă, iar a venit bătută, din păcate. Cine e cea mai frumoasă fată? Să vedeți, nu știu de ce are momente când stă prin curte și stă așa. Dar stă... ceva timp. E super drăgălașă. Haideți să vă spun în mare, dar nimic nu s-a concretizat. Abia mâine ne întâlnim să discutăm despre ideea în sine și vedem pe viitor ce și cum mai exact. Nu știu de cât timp e la noi în țară, dar eu anul ăsta am aflat, sincer vă spun, dar nici nu fac de mult timp agricultură, știți foarte bine. La noi se pot aduce bondar sau albine și se pot pune în solar. Treaba asta, cum să vă explic eu, e un ajutor pentru plante, dar nu este ca o stropire, cum
se polenizează planta de vii cu fâsfâsul la fiecare floare în parte și polenizezi sau le dai cu, eu știu, cu ce le grăbești. Adică, oarecum tot intervenim, dar intervenim natural, pot să zic așa. Ideea e că m-a sunat astăzi un domn care vrea să aducă, dânsul nici am înțeles, la undeva pe la Giurgiu, deja se ocupă de chestia asta, aduc bondari la noi în țară sau albine și poți să iei cutia și să ți-l pui în solar. Dacă aș fi făcut eu anul ăsta chestia asta, deja aveam roșii coapte acum, pentru că nu mai întârziam. Știți povestea aia, temperaturi scăzute, temperatura normală a venit destul de târziu. Albinele nu au fost să polinizeze, să-și facă treaba. V-am spus de la început, de la primele vloguri de agricultură, v-am spus toată partea asta este plină de trandafiri, se și vede. Și mie de la trandafiri aceștia îmi vin o grămadă de albine și bondari și își fac treaba în solar. Deci eu polinizarea o am asigurată de către florile acestea, numai că de la temperaturi automat. Albinele nu au venit nici măcar la florile astea, dar să vină la solar. Și dânsul ce vrea să facă? Pe lângă treaba asta cu albine și cu bondari, nu știu câți dintre voi știți, dar am înțeles că gărgărițele, buburuzele, de fapt, cred că sunt buburuze, atacă dăunători. Am văzut pe mai multe site-uri de mult timp, de cam de când am început eu cu agricultura, să mă mai interesez, să mai citesc, am văzut pe mai multe site-uri că ajută, mănâncă mai mulți dăunători. Și am înțeles că poate să mănânce până undeva la 50-60 de dăunători. În fine, asta scria pe net, acum nu știu să vă zic, eu n-am testat. Dânsul o să vină mâine, o să discutăm, să vedem dacă poate să-mi și aducă, pentru că acum e perioada când o să înceapă să apară toți dăunătorii și chiar să facem un test pe plantele mele. Eu sunt de acord, vă dați seama că o să-și urmăresc cât de bine pot, nu o să-mi asum că am luat, cum îi spune, buburuze și gata, nu mai fac stropeli. Când o să apară cei care termină solarul, gândacii care termină solarul, voi interveni cu pompa. Asta vorbeam și cu domnul la telefon, că dânsul a văzut, mă urmărește ceva timp și pe YouTube și pe TikTok și a văzut că vreau să merg cât de natural se poate. Asta cu cât de natural se poate, am fost întrebat și la emisiune, o să apară în curând emisiunea, acum aflu ceva de emisiune, o să pun și pe aici pe YouTube, pe TikTok, peste tot ca să vedeți emisiunea. Oricum o să o registrez și eu, dar vă dați seama, nu o să pot să o uploadez pe YouTube sau o să o pot uploada pe YouTube, dar trebuie să vă trimit link la fiecare în parte, să nu fac video public, să-l, cum ar fi, îi trimit link lui Marian, care Marian mi-a cerut să vadă. Și înțelegeți. Și acolo m-a întrebat că dacă merge să faci agricultură fără stropeli. Nu merge. Dacă suntem realiști și nu mințim că facem 100% natural, vă spun 100% că nu merge. Foarte, foarte greu. Ar trebui să iei produse, să faci stropeli naturale. Este și o firmă care vinde, dar nu sunt la fel de eficiente și trebuie să faci stropelile mult mai des. Și sunt foarte scumpe. Adică nu mai ajungi nicăieri la un moment dat. Deci fac stropelile necesare, nu grăbesc plantele nimic, nu grăbesc cu nimic, las în pace, le dau doar apă și cu mânuțele astea două aranjate, tot. Dar în schimb, când apar gângănile alea, am testat anul trecut pe ăsta, a fost plin de roșii. Roșiile și ieri erau, unde vedeți rândul ăsta din mijloc de aici, aici tot roșii și ieri, nu știu dacă sunt galbene sau roșii. Cred că aici sunt galbene și pe dreapta sunt roșii. Erau până în tavan, producția era până în tavan și au dat de folie și s-au dus în jos și în continuare făceau. Ideea e că n-am mai respectat stropirile pentru gândacii aia, ba aia verzi care emană mirosul la urât, ba plojniță, cred că e cealaltă, nu știu, sunt mai mulți care vin, mușcă din fruct, mușcă din plantă, ți-o trăvesc și nu știu să vă zic, fără să exagerez, în 5 zile ceva de genul era totul dărâmat, nu mai aveam nicio roșie de vânzare, că aveam clienți care îmi spuneau, anunțând publică, și-a luat nou caut acest solar, clienții spuneau, mai adun și un kilogram, mai adun și un kilogram. Și când le-am spus, nu mai am nici măcar de un kilogram, nu le venea să creadă și le trimiteam poze. O să vă țin la curent ce vorbesc mâine cu dânsul și vedem dacă e treabă. Eu, cum v-am învățat până acum, vă încurajez să cumpărați. Dacă nu e treabă, vă zic să stați cu minți. Încercând să evităm să mai umblăm pe acolo, pentru că plantele nu sunt legate nimic. Bună ziua, la revedere! Ia uitați aici câtă ardei avem și în spate vinetele. V-am spus că încep să formeze, dar sunt micuțe. Acestea de pe partea asta au început mai târziu decât alea de pe partea alaltă. Nu-mi dau seama de ce, dar e bine că intră și ele pe producție. Știu că trebuia să le rup mai mulți copili la toate, dar ca la castraveți, ca la mai multe chestii, ca la mai multe plante, nu chestii, nu vreau să am o producție scurtă și o cantitate imensă. Că n-am unde să vând și angro, v-am spus că nu vreau să vând. De-aia la castraveți, că m-a certat lumea că uite-o să-și duc. Aici am învățat de la sursa.
Gata. Ah, asta are ghearele un pic mai... Ea nu face așa, credeți-mă, dar a văzut la cealaltă. Da, poți să o liniștesc ușor. Nu, mai liniștesc, gata, haideți să continuăm. Unde eram? A, că m-a certat cine mai multă lume că domnule, că de ce lași copiii la castraveți? Ca să nu mai plece, să mai facă în sus. Să rămână sus, să mai stagneze, să-mi trimită jos. Jos văd dacă mai pot să mai strâng bine. Automat dacă ei s-au dus până sus, mai vin ce mai pot, cât mai pot, mai vin pe sfoară înapoi și la un moment dat o să oprească producția, că nu mai are unde să mai ducă, decât să facă târâși pe jos. Așa și la astea. Să-mi facă câte una, câte două pe partea altă. În schimb, deja sunt mai măricele, cred că într-o săptămână deja avem vinete de vândut. Și acolo am rupt copilul un pic mai mult. Vedeți, pentru că am lăsat copilul, uitați câte... Normal, uitați cam câte vinete ar trebui să facă doar pe rândul ăsta. Deci are una la bază, acolo jos deja e formată și începem. Are una aici, care deja vedeți... Ah, ce m-am înțepat! Ah, revenim? Mamă, ce m-am înțepat, nu pot să cred! Ah, uite, mi-a și rămas în deget. Vezi care țepiște aici? Aici deja formează și uitați câte flori sunt. Una, două. Aici, la fel, pe asta, care deja au format. Fac mai greu, pentru că nu le-am copilit. Mamă, dar ce m-am înțepat! Dar nu mă grăbesc. Ia uitați cât avem aici. Vino mai aproape sau măcar să se vadă mâna mea cât mai bine. Uitați, pentru că le-am dat apă. Vedeți cât de zemoasă și cât de... Uitați cum rămâne pe deget. Deci, sfatul pe care l-am învățat și eu... Vai, ce dulci sunt. Pe care l-am învățat și eu de la alți oameni care practică agricultură de mai mult timp. Când încep să formeze, trebuie să le dăm apă. Multă, multă apă. Și la asta e să spunem că e al doilea an la firele astea, că sunt prime mari. Dar au fost mutate și tot produc zdravă. Vezi că nu-ți mai las. N-am ce să spun, uite așa la mine. Am făcut cameramanul față, dă mai un pic și aruncă cu pisica mine. Mai vrei și tu? Dă din telefon, da. Unde-s murele? Stați așa să vă arăt și murele, uitați aici, întoarce aici. Murele, în schimb, nu au început, v-am spus, e mai mult ca sigur am soiul ăla de fac odată, vedeți că e plin, o să fac odată, o cantitate mare și se vor opri. Le voi scoate pe astea în toamnă, le las acum ca să mă bucur de ele, scot toate firele de mure și vreau neapărat să-mi pun din astea, cum am smeura. O să vedeți pe parcursul vlogurilor, videourilor pe care le uploadez, o să vedeți până în iarnă, pentru că mulți m-au luat la mișto, amă nene că îți face până dă înghețul, până faci smeură congelată. Nu, aveți cuvântul meu, că chiar dă, face în continuare până vine frigul la mare, de-aia îmi și convine. Îmi face așa câte puțin, acum mai puțin, credeți-mă că face mult mai mult. Nu, v-aș fi dus până în spatele solarului mic, dar pentru că nu i-am dat apă, sunt uscate. A făcut, dar sunt uscate. Și n-am ce să vă arăt concret, dar credeți-mă pe cuvânt, o să vedeți oricum că fac ca lumea. Bun, cred că îi dăm viteză, totuși pasă cât de mare. Dacă vreți, pui în toamnă sau în primăvară, îmi scrieți, veniți frumos, nu vă iau bani, mă ajutați la treabă un pic, acolo o oră, două, și vă ajut să vi scoateți și luați și o să mulțumiți mult timp. Nu știu dacă anul ăsta, eu dacă mă întrebați pe mine, aș face anul ăsta, dar cu timpul nu s-o foarte bine, mai am foarte mult de filmat, mai am câteva proiecte pe viitor de care trebuie să mă ocup, unele dintre ele îmi vor mânca tot timpul. Nu mă plâng, Doamne ferește, sunt super fericit că am oportunități și sunt tânăr și pot să trag mai tare decât trag acum. Doar că nu pot să-mi, cum să zic eu, am mai avut discuția asta odată pe vlog, vreau să ajung cu ferma în punctul în care să nu mai fiu nevoit să fac alte chestii. Adică dacă intru aici și smulg buruiana, bag un motocultor, e una. Dar de exemplu, acum ca să vă dau exemplu de față și un exemplu foarte bun, trebuie să bag neapărat pari și să mă leg cu sârmă, pentru că uitați cât au crescut, o să vor apleca în curând, uitați, ăsta s-a plecat deja. Și trebuie să car, să găsesc par de beton, vreau să iau la 2,40, să-i pun, e mai complicat, v-am spus că vreau să mă prelungesc până aici, cu rândurile. Da. Vedem, nu știu cum o să fac, vedem.
some kind of butterfly. Baby, you give me feels lighter. You whip up my... După cum ați văzut, eu încă sunt să curăț rândurile și de să vă arăt ce animăluțe cu minte am eu. Stați așa. Uitați gașca veselă. Uitați-o. Milka, Pudding. Stați așa să scot zoom-ul. Nu pot. Revenim. Milka, Pudding, Vulpița, Roa, Pateu, Lăbușa. Toată gașca era aici la umbră. Și eu eram acolo, îmi făceam treaba. Nu știu dacă știați, dar eu am mai spus în alte vloguri că avem câteva rânduri de struguri de masă, nu de vin. Tot ăștia parfumați, ăsta de exemplu este coarnă neagră. O să văd dacă mai găsesc bilețel pe vreunul, să vă mai zic ce mai avem pe aici. Stați așa, stați acolo. Hamburg. E altceva. Numai că nu cred că nu prea cred că le-ați văzut pe vlog, pentru că au fost în așa ceva. Și uitați, deja două le-am scos, perfect, le-am și săpat. Și mai ăsta un pic și mai încă unul aici. În partea asta știu că nu se vede, dar vă zic eu 100% că eu l-am pus cu mânuțele astea două, mai e încă unul aici. Vreau să termin și astea două rânduri și gata pe ziua de azi. Și o să ne vedem de acasă, o să fac un update când îi duc mamei prima roșie să o guste, că i-am promis că prima roșie eu duc ei. Ați văzut, prima roșie am luat-o, am băgat-o în frigider, pe a doua am gustat-o eu cum ar fi. Din păcate am încercat să intru de pe telefon ca să văd exact numele fiecărui membru. Deja sunt 6 membri pe acest canal. Indiferent că e cel mai mare pachet sau cel mai mic, pentru mine contează foarte mult. Vă mulțumesc mult de tot. Cum v-am zis și la început, fiecare bănuț pe care îl strâng din membrii, mă bine, și ce iese din YouTube, stați liniștiți, intră tot aici. Nu pot zic că în mod direct mă bucur de vreun bănuț, adică mă bucur că pot să-i bag înapoi aici. Vă mulțumesc mult de tot și de videourile următoare sper să reușesc să văd în telefon. În telefon nu pot, trebuie să văd pe laptop, să văd numele fiecăruia și mi se pare frumos să vă mulțumesc în fiecare video și să vă zic numele la final. Stați aproape! În 2 minute ajung acasă să vedem reacția mamei când îi duc prima roșie de pe anul ăsta. I-am promis că prima roșie o dau ei și am mâncat-o pe a doua. Ați văzut? Ce zici, mă, curcane? Vede așa sunt. Ce țigani? Teddy, tu ce faci, tati? Măi, mama, măi! Vezi că prima e mea. Ta e să o guști. Așa, ce tăi e atât bun? Nu știu dacă s-a copt 100%, era cea mai făcută. Dă și mie. Dă-mă și mie o guriță. Dacă e mică. Da, dar e făcută bine. Dai și mie? Dă-mi și mie. Dă-mi și mie, măguriță. E bună, da? Deci a trecut CTC-ul? Da, așteptam. Ăsta-i gustul copilului. Bă, vreau să arăt la cameră. Ia zi, fă ending-ul atunci, dacă tot ți-am adus rău și fă ending-ul. Și până data viitoare susțineți producătorii locali. Nu, încă o dată. Și până data viitoare susțineți producătorii locali. Pa! Cu pauză. No, deci trebuie să lucrăm asta. O să stăm. Ia și astea jos să facem prima oară teoria. Glumea, mă, hai mă, ca să termin și eu vlogul ăsta. Hai, și până data viitoare. Și până data viitoare susțineți producătorii locali. Pa! Încă o dată trebuie să pui mâna pe cameră ca să dea negrea la aia. Haide? Hai, că n-am făcut nimic de 50 de secunde în viața mea. Și până data viitoare susțineți producătorii locali. Hai, uita, pa! De pa! Hai, gata, rămâne așa.